Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vreau să vă arăt un borș foarte gustos de pește, mai ales că se apropie cu Paști repezi Sfintele Florii și în ziua de Florii se mănâncă pește, plus că este foarte sănătos pentru diabetici și pentru cei la cura de slăbire. Dragii mei, este o rețetă simplă de borș de pește ca la mama acasă, acel borș care îl mâncați în restaurante cu multă plăcere. Nu necesită foarte multe ingrediente, însă va fi un deliciu. Pentru rețetă, în cazul meu, am 2 bibani de mare, coadă de pisică de mare, 2, pentru că voi face mai mult, este o mâncare foarte sănătoasă și poate fi mâncată oricând, la orice oră din zi. Mai avem nevoie de ardei gras, păstârnac, morcov, ceapă, codițe de mărar și pătrunjel, tulpină de țelină, borș, aici verdeață, leuștean, mărar, pătrunjel, roșii și sare. Dacă veți mânca doar cu piper, puneți doar piper, eu nu pun piper pentru că vom mânca cu ardei iute. Dragii mei, înainte să încep videoclipul, vă rog din suflet pe cei care mă urmăriți și nu v-ați abonat, nu costă nimic, e gratuit, apăsați clopoțelul și atunci când voi posta ceva, veți avea beneficiu de a vedea tot ce postez sănătos și gustos și ieftin. Adaug o oală pe foc cu apă. M-am asigurat să fie jumătate pentru că o să vină și peștele și borșul. Adăugăm legumele la fiert toate odată. Va fi o explozie de gust pentru că avem toate legumele care vor fi un deliciu în mâncare. Roșiile, după ce începe a fierbe, le voi adăuga pentru că, după cum știți, atunci când combinăm rădăcinoase cu roșii, se vor întări, și anume rădăcinoase fiind morcovul și țelina și păstârnacul. Voi tranșa peștele. Voi face medalion, însă nu voi arunca capul. După cum bine știți, capul de pește este cel care dă foarte mult gust în mâncare. Dragii mei, am tăiat medalion, peștele și bibanul de mare și pisica, coada de pisică de mare. Legumele au fiert 80%. Pentru că vor mai fierbe și cu peștele. Adăugăm tot peștele la fiert pentru circa 10-15 minute. Și vom adăuga și roșiile. Adăugăm puțină sare. Fiecare după gust. Vă arăt cum continui. Dragii mei, peștele a fiert foarte bine. Nu vreau să se sfărâme. Adaug borșul. Voi lăsa să fiarbă borșul, după care vă arăt cum continui. Dragii mei, după ce a fiert și borșul, am oprit focul, am lăsat să odihnească ciorba circa 5-10 minute, acum adaug verdeața pentru prospețime.
Avem aici pătrunjel, mărar, leuștean, va fi un curcubeu, un ceruguli, guri. O mâncare foarte, foarte gustoasă. Vreau să vă arăt și vouă acea ciorbă ca la mama acasă. Nu este grasă, borș de pește foarte sănătos. După cum ați văzut, nu am adăugat nici orez, nici tăiței, nimic. Doar legume, pește și borș. Încercați și voi o rețetă foarte sănătoasă și foarte gustoasă. Vreau să vă arăt cum arată în farfurie. Abia aștept să mănânc. O mâncare foarte, foarte gustoasă. Iar capul ăsta de pește va fi un deliciu. Viu colorată. Și foarte gustoasă. Așa arată recomandarea mea pentru voi. Mâncați sănătos ca să fiți sănătoși. Foarte gustoasă. Mâncare de dietă și pentru diabet. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi binecuvântată. Ne auzim la un nou videoclip.